Europa trebuie să-și apere valorile atât în țară cât și în străinătate. Este titlul unui articol semnat de europarlamentarul Richard Czarnecki, în care acordă o atenție deosebită Moldovei și aspirațiilor sale europene. În articol, parlamentarul european subliniază că atunci când au luat decizia de interzicere a partidului Șor, autoritățile moldovenești au ignorat normele dreptului internațional, iar acest lucru este inacceptabil pentru o țară care aspiră la apartenența la familia democrațiilor europene. Articolul a fost preluat de numeroase publicații europene. Europarlamentarul Richard Czarnecki menționează în articolul său că Moldova, care și-a declarat în mod explicit dorința de a deveni membru cu drepturi depline a familiei europene, trebuie să înțeleagă că aderarea la UE nu este doar o decizie economică, este un set de valori, potrivit europarlamentarului. În cazul Ucrainei, care și-a exprimat și ea dorința de a deveni membru a UE, trebuie să se țină cont de situația sa tragică, în timp ce Moldova, cităm, nu ar trebui să îi se acorde aceeași indulgență. În 2023, Republica Moldova a adoptat o serie de legi care limitează radical drepturile și libertățile cetățenilor, pedepsindu-i pentru că se opun autorităților. Totul a început cu interzicerea partidului Șor, unul dintre principalele partide de opoziție din țară. Guvernul a acuzat partidul că plănuiește o lovitură de stat. Instanța a dat dreptate autorităților, deși acuzațiile nu au fost niciodată dovedite. Europarlamentarul a subliniat că atunci când au decis interzicerea partidului Șor, autoritățile moldovenești au ignorat normele dreptului internațional. Comisia de la Veneția a evidențiat o serie de probleme, inclusiv lipsa probelor din partea statului, dar autoritățile moldovenești și-au pus în aplicare decizia, indiferent de acest lucru. O asemenea nerespectare a dreptului internațional este inacceptabilă pentru o țară care aspiră la apartenența la familia democrațiilor europene. Deși partidul Șor pare să aibă legături nedorite cu Rusia, nu ne putem sacrifica valorile pentru interesele geopolitice. În același timp, Richard Czarnecki a atras atenția asupra faptului că tăcerea Uniunii Europene cu privire la aceste acțiuni ale autorităților moldovenești a creat un precedent în ceea ce ține de neglijarea democrației. Tăcerea UE cu privire la comportamentul partenerilor noștri, prieteni din Moldova, a creat un mediu de neglijare a democrației, îndepărtând candidatura țării de valorile noastre comune. Acțiunile recente, cum ar fi excluderea din alegeri a unui partid de opoziție cu două zile înainte de data scrutinului, sau susținerea că ar trebui înființată o instanță alternativă pentru a întemnița oponenții politici, sunt acțiuni nedemocratice, care nu au loc în Uniunea Europeană. Deocamdată, serviciile de presă ale MAIE, Ministerului Justiției, Guvernului, Administrației Prezidențiale și PAS nu au comentat public declarațiile europarlamentarului.